Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Ediția de astăzi a emisiunii noastre o dedicăm unui om extraordinar și unei cărți apărute recent la editura Trinitas a Patriarhiei Române. Omul despre care vă vorbesc a fost oaspete relativ des în emisiunea noastră, dar ne-a despărțit, ca să spun așa, perioada de 2 ani în care nu ne-am putut vedea mulți dintre noi unii cu alții. A revenit în România și a venit, ca întotdeauna, cu gândurile cele mai frumoase și cu dorința de a organiza inclusiv evenimente culturale frumoase, evenimente în care oamenii să se întâlnească și să își împreuneze gândul spre un punct care are întotdeauna legătură cu Dumnezeu, cu evocarea ilustrului său bunic, care a fost marele teolog Dumitru Stăniloae, cu evocarea unor evenimente importante din viața domniei sale și a ilustrei sale familii. Este vorba de domnul Dumitru Horia Ionescu, stabilit din 1984 în Germania, dar care trăiește cu sufletul, știu asta, mai mult în România. Foarte legat de biserica noastră, un apologet al ortodoxiei în spațiul apusean, pe care îl cunoaște atât de bine, și care recent, repet, ne-a dăruit o carte. O carte despre care va fi vorba astăzi. Ea are, după cum vedeți poate și în imaginea din fundal, un titlu extraordinar de frumos, surprinzător, puțin jucăuș, puțin ludic și în același timp care subliniază, aș spune, dimensiunea caldă prin care românul, un anumit tip de român, se raportează la Dumnezeu. Cartea se numește Sub paza lui, evident, e vorba de un pronume scris cu literă mare, Dumnezeu drăguțul. Această expresie extrem de frumoasă este cea care compune titlul unei cărți pe care domnul Dumitru Horia Ionescu a semnat-o recent. Ea conține strălucite eseuri teologice, este o carte splendidă de apologetică culturală creștină, menită să sublinieze că, într-adevăr, nimic nu ne este posibil fără Dumnezeu. Bine ați revenit în emisiunea noastră, domnule Ionescu. Bună seara, bine v-am regăsit. Îmi pare foarte bine că am din nou posibilitatea să fiu invitat la emisiunii dumneavoastră, pe care în toată această perioadă foarte lungă am urmărit-o tot timpul de la Freiburg. Mă uitam de fiecare dată și mă uitam cu oarecare nostalgie, trebuie să mărturisesc. Mă gândeam când să va putea din nou să fiu iarăși aici în studio și profit de această ocazie ca să vă mulțumesc pentru toate aceste emisiuni care au fost în întreaga această perioadă, au fost într-adevăr posibilitatea de a supraviețui în acești 2 ani foarte greu și de a mă simți cu inima aproape de locul unde m-am născut, fiindcă de fapt sunt bucureștean neamăș, jet pe jet, și în sfârșit am această posibilitate acum să fiu din nou acasă și să fac într-adevăr, să-mi fac plinul, cum se zice, cu tot ceea ce este frumos aici, da, la noi. Spuneam că ați adus acum recent și bucuria celor care v-au întâlnit în cadrul unui eveniment în care am vorbit împreună despre 2 recente apariții într-o colecție dedicată Părintelui Stăniloae, volumele 6 și 7. A fost o întâlnire în spațiul sfânt al Bisericii Sfântul Gheorghe Vechi din București, unde se află și locuința în care a trăit Părintele Stăniloae și în care ați copilărit și dumneavoastră, în incinta parohiei respective. Da, așa este. Bunicul meu, când a venit la București în 1947, a primit această locuință de la Patriarhie, fiindcă atunci, din câte știu eu, parohiile nu mai erau persoane juridice. Asta a fost în timpul regimului comunist și atunci toate locuințele au trecut în administrația patriarhală. Însă el, venind la București, i s-a dat această locuință
locuință pentru a locui acolo, pentru altfel nu avea unde să stea. După aceea a venit mama și cu bunica mea, iar eu am fost adus acolo de la maternitate, fiindcă m-am născut la maternitatea Giulești, da. Însă acolo am crescut, acolo am copilărit, cunoșteam toată zona aceea la perfecție și mă bucur foarte mult acum că această locuință a devenit un spațiu muzeal. Este într-adevăr un lucru minunat, ideea nu mi-aparține, însă trebuie să-l felicit și pe această cale pe Părintele Tancău, fiindcă este foarte bine și foarte frumos și în acea seară când am discutat despre acele noi apariții din opera Omnia a bunicului meu, trebuie să vă spun, am fost foarte emoționat, fiindcă mi-am retrăit paginile frumoase din copilăria mea. Chiar dacă, spunem acolo, s-au schimbat multe, chiar și locuința mi se pare altfel acum. Este foarte ciudat acest sentiment, însă, da, acolo a fost bunicul meu arestat, după aceea acolo s-a întors, după aceea a urmat această perioadă foarte bună a lui din anii 60, când a început să trăiască fără acea teamă teribilă din anii 50 și s-a mutat de acolo în 1975 pentru că totuși locuința aceea era foarte rece. Și da. După aceea în strada Cernică a avut o locuință așa mică, cum erau și vremurile foarte reci din punct de vedere ideologic, înghețate categoric, chiar. Da. Spuneați de ceva legat de faptul că bisericile nu mai erau persoane juridice. Comunismul avea ce avea cu persoana. Și fizică și juridică. Cu toată nu suporta ideea de persoană, concept absolut central al creștinismului, al reflecției religioase. Și cel mai mare adversar al persoanei este evident cel care vrea să destrame relația interpersonală și acesta, desigur, e diavolul întrupat în ideologiile care, evident, au luptat era, cu credința. Așa era, adică exista acel concept de masă în care individul nu mai avea loc și nici nu era dorit, iar orice fel de dorință personală trebuia să fie subjugată acestui concept foarte neclar de masă, adică tu nu contai cu ceea ce doreai tu, cu aspirațiile tale, cu tot ceea ce ți se întâmpla, dacă statul vroia să ți se întâmple ceva, ți se întâmpla și era dreptul lui. Este interesant cum individualismul secolului XIX a condus la apariția omului masă din cele două totalitarisme. Asta, sigur, e o discuție foarte... Ei le spuneau omul nou, însă omul nou, nici până acum n-am reușit să înțelegem care era acest om nou, sau, mă rog, dacă îl înțelegem puțin, este acel om foarte, foarte... E foarte trist să-l descoperim pe acest om nou fără memorie culturală, fără credință. Și în felul acesta, iată, încerc să mă apropii de tema noastră. E o temă legată de conținutul acestei cărți de eseuri teologice. Mi-au plăcut foarte mult, le-am citit aproape pe toate, unele le cunoșteam, altele nu. Sunt texte strălucite în care dumneavoastră, practic, lăsați un fir comun să treacă prin ele. Este gândul dumneavoastră la zona solară a credinței, este gândul că nimic nu e posibil fără Dumnezeu, că omul are nevoie de un punct cardinal, dacă nu de puncte cardinale, în haosul acestei lumi în care trăim. Evident, vă puneți problema întâlnirii dintre umanitatea de astăzi, mai ales cea occidentală în care trăiți, și Evanghelie, problema civilizației și culturii creștine, într-o epocă în care, știm prea bine, s-a refuzat menționarea rădăcinilor creștine în actuala formulă europeană, politică și așa mai departe. În general, v-ați pus problema, și cred că de aici putem porni dialogul nostru, problema pe care ați sesizat-o foarte bine, dumneavoastră slujind cartea din toate punctele de vedere și cultura majoră, ca teolog, ca om bine înfipt în zona creștină, v-ați pus problema evacuării ideii de credință, ideii de teologie din spațiul public în general și din cel publicistic literar în special. Ați observat lucrul acesta și asta evident că v-a stârnit un mare semn de întrebare. Ce se întâmplă?
Este foarte adevărat, fiindcă în momentul în care am primit aceste propuneri de a scrie aceste texte pentru diferite reviste din, și ziare din România, mai ales din zona religioasă și culturală, imediat mi-am dat seama de un fenomen pe care începusem să-l observ cam de 20 de ani în Germania, în marile periodice culturale care sunt acolo. A existat o veritabilă extragere, scoatere din conținut a oricărei idei creștine, teologice, de credință din tot ceea ce se publica. Și vorbim aici despre beletristică în general, despre revistele literare, despre revistele de istorie, de popularizare al istoriei, cum este... Sigur. Sunt foarte multe asemenea reviste. De revistele de popularizare a filozofiei, care sunt de asemenea foarte interesante, însă de la un moment la altul, într-o perioadă scurtă de timp, de la o atitudine, în orice caz, foarte reală, că există undeva o legătură între filozofie și teologie, s-a ajuns în această zonă în care revistele de filozofie propagă printr-o exprimare foarte directă ateismul. Atunci acest lucru m-a deranjat, fără discuție, după aceea, dacă mi s-a oferit posibilitatea să scriu aceste texte, am zis, cum pot eu prin generația mea, prin ceea ce am știut mai dedemult, pentru generațiile care sunt mai tinere, să încerc să nu intru și eu în acest curent foarte strâmtorat. Și să arăt că, de fapt, pot să abordez teme care sunt teme istorice, teme de literatură, teme poate chiar și de ușoară concepție filozofică, nu la un nivel de specialist, însă în care să demonstrez că, de fapt, tot ceea ce se întâmplă în această lume este într-o legătură directă și imposibil de rupt cu ceea ce este, de fapt, lucrul cel mai important pentru noi, pentru credința în Dumnezeu și încercarea noastră de a fi în dialog cu El pentru a ne mântui. De aici și atunci, ceea ce m-a preocupat în continuare a fost ideea de a găsi și un alt limbaj. Deci nu trebuie neapărat să fie acest limbaj apologetic pe care îl cunoaștem, care este foarte folositor, însă am vrut să fac ceva care să fie în același timp, să zicem, puțin literar, însă în același timp să fie indirect legat de această dorință mea de a lega tot ceea ce există, de ceea ce este mai important pentru sufletul nostru. Un al doilea titlu pentru această carte ar fi, într-adevăr, Nihil sine Deo, fiindcă nu există, și aceasta trebuie să o spunem foarte respicat, nu există nimic în lume care să nu fie fără Dumnezeu. Oricât am vrea noi să le excludem pe Dumnezeu din viața noastră, nu putem. Cum ar putea să fie altfel într-o lume creată de El? S-a făcut, așa cum bine știm, mult zgomot în jurul ideii Dumnezeu a murit. Un gânditor creștin observa că această idee lansată pe piața ideilor că Dumnezeu a murit a avut o foarte mare rezonanță, dar nu l-a afectat deloc pe Dumnezeu. Ceea ce este perfect adevărat, pentru că această realitate transcendentă, această realitate pe care unii o numesc sacră. Cuvântul e foarte vag și nu e chiar creștin și ortodox, sacrul definind ceva destul de difuz, ca să zic așa. Revelația creștină, consemnată, transmisă, Miguel de Unamuno, de exemplu, e unul dintre mari gânditori creștini care se ocupă inclusiv de problema revelației, și alți mari gânditori. Toți, pe mulți menționați în această carte de eseuri, nume mari, de la Goethe, la Unamuno, de la gânditori creștini până la gânditori mai puțin creștini, dar care s-au învecinat cu temele de reflecție creștină, din antichitate până astăzi, până la Heidegger, sunt nume mari ale gândirii europene care n-au cum să facă abstracție de realitatea religioasă. Și această realitate, dumneavoastră, ne-o puneți în față și ne arătați că ea nu poate fi ignorată.
E foarte important. Pentru că, de fapt, spuneți că nu l-a afectat deloc pe Dumnezeu afirmația lui Dawkins, Richard Dawkins, cel care a spus și-a acest lui Nietzsche, lucru, desigur. Și-a lui Nietzsche, desigur, cu multă înaintea lui, însă, până la urmă, ei, acești autori, au fost cei care au fost afectați, exact. Pentru că după ce spui așa ceva, vine și un moment al adevărului în care trebuie, de fapt, să încerci să explici mai departe. Și ai o mare problemă. Și n-ai ce să explici. Da. Adică, până la urmă, ajungi într-adevăr să te contrazici singur. Fiindcă asta este marea problemă, ca să zic așa, celor care nu cred în Dumnezeu. De fapt, cum să vă spun, eu văd ateismul ca un fel de urmă în apă atunci când trece o embarcațiune. Adică, vedeți, când trece și un vapor, dar când trece și o barcă, rămâne așa un silaj, da? Este ceva care rămâne în urma avansării Aparent foarte pronunțată, dar de fapt foarte superficială. Da. Acesta este ateismul și va fi întotdeauna, nu va dispărea niciodată, însă noi mergem mai departe și el vine în urma noastră. Și atunci orice încercare de această natură este de fapt până la urmă iluzorie. Însă nu se renunță la ea, exact cum am spus, adică va fi întotdeauna această o mică tulburare a apelor în spatele sau în lateralul unei embarcațiuni, fără ca vreodată într-adevăr să se poată ajunge la un rezultat notabil care să fie și ontologic. Dar vom trăi, sunt convins cu acest lucru, din simpla aceasta, să zicem, este de fapt într-un fel legată și de libertatea noastră pe care Dumnezeu ne-a dat-o, fiindcă dacă vrem să alegem binele și răul, atunci cumva nu putem să alegem binele dacă avem numai binele. Sigur. Trebuie să existe ceva și o părticică din rău și, mai și atunci să încercăm să alegem. E vorba binele. Și de incitarea demonică permanentă a cultului rațiunii suficiente. Omul care devine practic antropocentric, renunțând la raportarea lui față de transcendență, ajunge la ceea ce se numea rațiune suficientă. Adică când ajungi să crezi că îți ești sieși suficient, ajungi sigur într-o situație automăgulitoare, dar de fapt ridicolă. Foarte periculos. Pentru că este și periculos, întrucât toate drumurile care au pornit din zona omului Dumnezeu și nu din zona lui Dumnezeu omul, au sfârșit tragic, în zona ideologiilor criminale. E un lucru dovedit de istorie. Când ajungem într-o asemenea situație, ne lipsește smerenia. Și smerenia, de fapt, este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat. Smerenia, integritatea și coerența. Exact. Aveți un eseu în care porniți de la numele unui om pragmatic italian, dar un om altfel spiritualizat, poate dumneavoastră ne spuneți mai multe despre el, care în testamentul său, înainte să moară într-un tragic accident și stupid accident, avertiza că aceste trei valori sunt fundamentale pentru om. Deci, în momentul în care ne gândim în felul următor, adică cum ne raportăm noi la tot ceea ce primim din punct de vedere senzitiv. Și acest lucru este valabil, cred că, chiar și dincolo de ceea ce acest om nemaipomenit a spus. Adică, în momentul în care avem cel mai mic succes și fiecare dintre noi are succese, fiindcă este inevitabil și este în firea lucrurilor și este frumos să avem succese. Însă, perioada de grandoare a succesului presupune în sine o decădere prin aroganță. Hibris. Da. Și atunci, în clipa de fericire, deja izvorește momentul în care vom avea ceva care ne va perturba. Și atunci, adevărata putere, ceea ce m-am străduit în acest articol să scriu, este că, de fapt, avem un exemplu concret și au fost și oameni mai inteligenți care au înțeles acest lucru, că a fi, într-adevăr, pe o culme presupune imediat ideea că vei fi într-un fel doborât fie de vânturi de pe acea culme, fie vei fi obligat să cobori de acolo. Și atunci totul în viață este de fapt cum gestionezi tu ca un creștin această perioadă de umbră a vieții tale. Fiindcă, vă rog. Cel care
la care vă referiți în eseul dumneavoastră și care se numește Ce poate fi mai important în viață, era un inginer și industriaș italian, Pininfarina, exact, care moare într-un accident, dar apucase să scrie un testament din care reiese că integritatea, deci onestitatea, dar și deplinătatea ființei tale, un om integru e un om deplin, e un om împlinit, e un om cu umanitate împlinită, smerenia și coerența. Apropo de coerență, poate ne spuneți ceva. Cât de periculos este fragmentarul, este risipirea? Cred că la asta se referă coerența de tip moral, a avea o viață coerentă moral, o viață ascendentă moral, nu? Și o coerență în ceea ce vrei să faci în viață, fiindcă el a fost un mare constructor de automobile și a fost în anii 60, în anii după aceea, cel care a pus bazele acestei industrii italienești automobile de curse. Deci, odată cu el, firma Ferrari și după aceea firma Alfa Romeo, fiindcă l-a gestionat pe amândouă, au devenit marile firme care au câștigat toate concursurile foarte importante de viteză, Formula 1, 24 de ore și așa mai de la Le Mans și așa mai departe. Ori, ceea ce pe el îl interesa este, de fapt, o coerență în a gestionării succesului. Adică el le spunea oamenilor lui cu care lucra el împreună, acum am reușit într-adevăr să avem o mașină foarte bună, care într-adevăr obține rezultate, mașina aceasta peste 3 ani va fi foarte proastă. Și așa este. Succesul este efemer. Da, succesul, mai ales cel sportiv, deci singurul succes care nu este efemer este cel al sfinților. Da. Însă, nu până în industria de automobile, bun, să ne ajute sfinții să nu avem niciodată noi un accident, adică să fim într-adevăr sub paza lui Dumnezeu când suntem la volan. Însă, el le spunea acest lucru, adică trebuie să învățăm din succes să fim mai departe coerenți. Adică să pornim mai departe pe acest drum. Dar și smeriți și integri. Smeriți Reținem și aceste valori, da, la care dumneavoastră adăugați, firește, corolarul iubirii. Și mi-a plăcut de asemenea într-un eseu al dumneavoastră în care vorbiți despre Duh, chiar despre Sfântul Duh, și spuneți că unii gânditori și-au pus problema simbolizării Duhului sau perceperii Duhului ca un vânt, chiar ca un vânt ușor. Dar vântul, spuneți, mișcă lucrurile nu bine înrădăcinate, pe când adevăratul Duh ar putea fi asociat în cel mai fericit și adecvat mod cu iubirea. Duhul este iubire. Iubirea la rândul ei mișcă, dar mișcă nu prin dezrădăcinare, ci prin tromlădiere care ne face mai plecați frumos spre celălalt, mai disponibili, mai utili în viața fiecăruia. Este ceea ce se vede, adică este o observație care de fapt este foarte banală, am putea să spunem. Și iarăși este foarte legată de această deviză nimic fără da. Dumnezeu. Pentru că, vedem, ceea ce nu are rădăcini, zboară. Ceea ce are rădăcini rămâne chiar și atunci când este o furtună foarte puternică. Casa pe nisip sau pe piatră. Și, de fapt, dacă clădești cu dragoste, deci acesta este lucrul până la urmă, deci orice fundament începe să se întărească în momentul în care realizezi ajungi la această liniște a faptului că tot ceea ce facem trebuie să fie pus sub semnul lui Dumnezeu și sub semnul iubirii lui Dumnezeu. Deci dacă noi ne raportăm la acest lucru, primim o stăruință întâi și întâi și după aia primim o statornicie, care cred că aceasta este ceva, statornicia cred că este un lucru care este bine plăcut lui Dumnezeu. Extraordinar. Când ne vede statornici. Fiindcă în momentul în care ne vede statornici, atunci într-adevăr ne ajută. Pentru că atunci îți dai seama că noi suntem adevărații cei care vrem într-adevăr să dovedim nu numai existența lui, însă într-adevăr dovedim că suntem creaturile lui în sensul cel mai real al cuvântului. Atunci, într-adevăr, vântul, mișcarea,
totul este în folosul nostru și nu în defavoarea noastră. Această ștergere, această furtună, această lipsă de orice fel de posibilitate, această lipsă de a nu putea să rămâi statornic, este, după părerea mea, mai mult decât o ispită, este un păcat și este, într-adevăr, moartea noastră sufletească până la urmă, de a nu reuși niciodată să faci ceva mai mult. Acest inginer italian de care am vorbit acum și care recomand tuturor să citească viața lui, este atât de frumos. Întotdeauna el vrea să facă ceva statornic, chiar dacă era ceva în sine efemer. Fiindcă un model de mașină de cursă este în ultimă instanță ceva efemer. Însă el vroia să aibă o etapă în viața lui în care să dovedească că această mașină este cea mai bună din lume. Și așa ar trebui să gândim toți. Ceea ce facem, nu toți facem lucruri nemaipomenite. Nu toți suntem ingineri, suntem arhitecți, suntem. Însă ceea ce facem în nimicul nostru să fie într-adevăr bine făcut, ne-ar fi, de fapt, mult mai ușor. Aceasta este, de fapt, concluzia. Coerența respectivă înseamnă statornicia despre care vorbiți în fond, statornicie într-o acțiune frumos și bine orientată și înseamnă și fidelitate. Da. Fidelitatea rămânând permanent o valoare în sine, e vorba și de fidelitatea în credință și de fidelitatea în alte planuri ale relației cu ceilalți. Cartea dumneavoastră abordează așadar teme importante, teme mari, teme grave, dar în același timp reușiți să le puneți într-o cheie foarte, foarte frumos educătoare, făcând apel la un limbaj, cum spuneți, apologetic, dar și la un instrumentar cultural actual, faceți trimitere la personalități importante. Vă opriți asupra unui gând frumos dintr-o carte, precum Jurnalul unui preot de țară, al lui Bernanos. Dau numai niște exemple care îmi vin la întâmplare. Vă opriți asupra unei idei din Faust, al lui Goethe. Vă opriți asupra lui Prometeu. Și mi-a plăcut că ați sărit în apărarea lui Prometeu, despre care Goethe folosește, mă rog, cei care au acces la germană fac diferența între Hochmut, deci un curaj înalt, o culme a curajului, aroganță, aroganți sau Eitelkeit, care nici el nu este folosit și care s-ar traduce mai degrabă prin slavă deșartă. Exact. Până la urmă, așadar, o dimensiune prometeică în fiecare dintre noi e binevenită, de vreme ce finalitatea gestului nostru e una bună menită să-i ajute pe ceilalți. Am văzut în Prometeu și un gest de jertfă. Pentru că, de fapt, există întotdeauna o dorință de, sau există acei oameni care doresc, poate nu doresc, poate o fac instinctiv, doresc să se jertfească. Și atunci pun acest lucru înainte. Bun, poate că mie mi se va întâmpla ceva, deci nu se gândesc să urmărească foarte consecvent ceea ce se va întâmpla cu ei, însă în orice caz riscă. Și acesta este iarăși un lucru care ar trebui să fie pentru noi foarte important, adică să evaluăm riscul, de asemenea, într-un sens creștin. Exact. Pentru că sfinții riscă. Și riscă pentru noi. Îndrăzniți e un imperativ cristic. Da. Exact. Și atunci, într-adevăr, este aceasta, deci, cum spuneați în germană, Hochmut, este, de fapt, un curaj înalt, poate însă în același timp să fie, fiindcă nemții au obiceiul ăsta de a tot pune cuvinte împreună. Cred că ideea este într-adevăr, adică să te jertfești cu curaj pentru a înțelege curajul ca o formă, într-adevăr, de a merge către mântuire. Există și o nobilă îndrăzneală. Da. Nu se confundă cu tupeul, cu aroganța, sau cu mândria. Nu, aceea este nerușinare. Exact. Însă, ceea ce înseamnă acest lucru este, adică, să îți dai seama că trebuie, într-adevăr, odată să întrăsnești în foarte multe domenii. Și trebuie să întrăsnești chiar și în credință. Acesta este un lucru... Dumnezeu ne îndeamnă să facem asta. Tot timpul. Ne cere acest lucru. Iar Prometeu, deși este evident din zona clasică a gândirii omenești, cred că este un mit, cred că este o idee
care merge pe această linie, dat fiind faptul știm, teologia ne învață că și cei care au fost în perioada clasică a culturii noastre au avut, într-adevăr, o idee încă necomplet revelată, însă, într-adevăr, și ei au gândit în această idee a legăturii cu Dumnezeu. Eu îl iubesc pe Prometeu pentru că mă gândesc câteodată dacă aș fi avut eu curajul ăsta să fac așa ceva vreodată. Bun, de asemenea, consecințele sunt teribile și iarăși te gândești oare într-adevăr, adică te frânează, însă această frână este în acest moment chiar și o ispită. Este foarte greu. Eu, de exemplu, nu aș fi făcut ce a făcut el. Asta o spun cu siguranță. O afirm imediat. Sunteți foarte smerit de vreme ce recunoașteți asta. Asta e adevărul. Da. Nu e vorba de smerenie. Cred că e mai bine să fii puțin mai realist. El a luat din focul zeilor și l-a dăruit oamenilor. Da. Un gest de îndrăzneală, cum spuneam. Metafora îndrăznelii e binevenită mereu. În registrul credinței trebuie să îndrăznim. Ne îndeamnă chiar Hristos îndrăzniți, ceea ce înseamnă o ofensivă împărăția lui Dumnezeu să ia cu asalt, nu stând cu mâinile încrucișate sau cu mâinile puse pe ochi. Este important așadar, vă rog. Însă în același timp, faptul că el a luat focul și l-a dat oamenilor, i-a ajutat pe oameni să meargă mai departe. Tocmai. Și nu strig numai din punctul acesta au putut să-și facă, să-și gătească mâncare. Faptul că a plătit pentru asta nu ni-l poate face decât mai simpatic, în sensul că a suferit consecințele unui gest judecat pripit. Însă el a dăruit omenirii posibilitatea de a evolua ca civilizație. Da. N-a fost așa, deci s-a descoperit altfel focul, însă eu sunt convins, nu știm cum a fost până la urmă, însă sunt convins că în acea perioadă au fost foarte mulți care au riscat teribil pentru a dărui focul celor. Evident. Metafora din care vom ieși imediat rămâne aceea a îndrăznelii atunci când poți să faci un bine. Să treci peste limitele conveniențelor, peste limitele uscate ale unei etici depășite, etica care are legături mai mult cu gura lumii decât cu vocea lui Dumnezeu care răzbate prin istorie. În cartea dumneavoastră abordați multe teme, inclusiv pe cea a utopiei. Utopia e periculoasă, are legătură cu ideologia și subliniați un lucru important: mărturisirea credinței creștine se face în mod curat în absența oricărei ideologii. A existat o democrație creștină, ea nu se mai simte prea bine pe nicăieri în lume. Putem mărturisi credința în spațiul public, dar fără să o punem vreodată în cheie ideologică. E foarte important ca biserica să fie atentă, să nu permită intruziunea în zona credinței a unui politic interesat doar de populism. Da, și de fapt eu am pornit de la această idee înainte de a avansa în zona politicului, iarăși m-am gândit puțin la mine și există, deci poate că fiecare dintre noi are această tendință de a-și crea utopii proprii, personale. Până în clipa în care mi-am dat seama că de fapt este foarte periculos, foarte nefolositor și îți constituie o frână, pentru că te gândești, dacă aș fi așa, dacă aș ajunge undeva și nu ajungi nicăieri. Acum, pornind de aici, este evident că ceea ce în universul tău foarte mic se întâmplă, se întâmplă și într-un univers social care este mult mai larg. Și atunci există ideologia, trăiește prin crearea de utopii care sunt la fel de false ca și cele pe care ți le faci tu când ești copil. False și periculoase, pentru că de la utopie înainte urmează cu certitudine distopia. Asta s-a văzut în istorie. Categoric. Utopie, distopie. Exact. Adică o utopie neagră, un carnagiu, moartea a milioane de oameni. Asta înseamnă aplicarea utopiei la scară umană. Fiindcă ei, reprezentanții unei ideologii, în momentul în care propun o utopie, o promit.
Nu, acesta este sensul, nu se poate altfel. Și este o promisiune deșartă pe care ei nu pot niciodată să o realizeze. Seducătoare pentru mulți. Seducătoare, însă deșartă. Dar nereușind să facă niciun pas pe acest cal, este imposibil să ajungi acolo la ceea ce promiteau ei. Devin din ce în ce mai răi. În felul acesta se naște dictatura. Pentru că omul de rând se întreabă, bun, voi mi-ați promis lucrurile acestea, unde sunt? Ei deja știu că nu pot să le realizeze și acesta este momentul în care ideologia se transformă la nivel de acesta, de zi cu zi, la nivelul întâmplării cotidiene în dictatură. Acesta este momentul în care o ideologie devine ucigașă. În sensul cel mai direct al cuvântului. Și atunci, grija noastră, acum, în această generație a noastră, este de a înțelege că suntem nevoiți să mergem pe această linie pe care am pornit, al unei uniuni aici în Europa, al unei simbioze, al unei discuții între tot ceea ce putem să facem, care ne permite să ne apărăm, să ne apărăm posibilitatea aceasta de a fi liberi și în același timp să luptăm împotriva oricărui începuturi de aceste de ideologie, care nu mai avem acum niciun fel de iluzii. Ne-ar duce din nou la o dictatură cât se poate de sângeroasă. Clar. Am ajunge exact de unde am plecat dacă nu rămânem pe drumul pe care Europa a pornit deja de 30 de ani și pe care trebuie să-l continuăm. Cred că este un drum dificil. Nimic nu este ușor în lume. Însă, într-adevăr, aceasta este singura posibilitate de a scăpa, iarăși de a ajunge într-o situație cum a fost cea în anii 50, cum încă și mai rău, dictatura nazistă cu tot ceea ce a reprezentat aceasta. În felul acesta noi putem lupta. Putem lupta și cu armele credinței, pentru că în contextul în care, de exemplu, în estul Europei a funcționat acel laborator demonic în care era creat omul nou, adică omul care să uite de rădăcinile lui, de memoria comunitară, de Dumnezeu și așa mai departe, avem și vestul actual, care este oarecum post-creștin, în care creștinătatea capitulează, în care bisericile însele capitulează în fața unor asalturi ideologice fără precedent. Între aceste două extreme ne mișcăm noi în spațiul nostru românesc, în care credința totuși mai înseamnă ceva. Și acest ceva aș vrea să-l descrieți. Vorbiți foarte frumos despre viața oamenilor pe care bunicul dumneavoastră, Părintele Stăniloae, îi are în minte când scrie Ortodoxie și Românism sau Reflecții asupra spiritualității poporului român, omul care avea câteva repere în viața lui zilnică, care trăia într-o rânduială. Acest om, trebuie să recunoaștem, nu mai există, el a fost dezrădăcinat, deplângeți și dumneavoastră lucrul acesta, nu putem fi însă nostalgici și atât. E clar, a trecut acel timp. Ce facem cu clipa care ni se dă astăzi? Cu ce o umplem? Acest ceva care face din credință un lucru fertil în viața noastră. Cum l-ați descrie? De ce omul credincios e un om mai bine apărat, inclusiv în fața ideologiilor? De fapt, de aici pornește titlul meu, sub paza lui Dumnezeu Drăguțul, fiindcă oamenii de la Vlădeni aveau obiceiul să spună așa, Dumnezeu Drăguțul de el ne ajută. Sau lasă că facem asta, lasă care grijă Dumnezeu Drăguțul. Deci un Dumnezeu bun, disponibil. Da. Blând, blând, al lor. Și acum, lumea aceasta, așa cum foarte bine ați spus, a fost distrusă. Exista încă în anii 50, mama mi-a mărturisit acest lucru, după aceea, prin faptul că la Vledeni pământurile au fost luate, n-a mai existat niciun fel de proprietate, niciun fel de posibilitate oamenilor de a trăi cum au trăit de sute de ani, prin ceea ce produceau ei, au trebuit să se ducă la fabrici, să devină muncitori, proletari și în felul acesta li s-a distrus chiar și acest sentiment de înrudire cu tot ceea ce era în univers. Ce putem face noi acum? Da. Eu sunt convins că
fără să ne dăm seama, credința noastră ortodoxă are o fenomenală vitalitate și o fenomenală posibilitate de a se reactualiza, chiar dacă noi, nici noi teologii, nu ne dăm de fapt foarte bine seama de treaba aceasta. Și de fapt, dovada pe care eu o aduc în acest sens este ideea că felul cum înțelegeam noi orice concept teologic atunci când studiam noi teologia la sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, este de fapt diferit altfel despre felul în care se vorbește astfel teologia. Deci, iată, într-o perioadă aceasta de 35-40 de ani, ortodoxia s-a actualizat, noi nu ne-am dat seama de treaba asta. Ortodoxia încearcă, credința noastră încearcă acum să răspundă provocărilor care sunt astăzi. Nimeni nu se mai gândește să mai vorbească de ceea ce era pentru noi important, de sensul apologetic pe care ni-l imagineam noi că este primordial atunci când eram noi studenți. E ceea ce face o credință vie. Exact. Se adecvează la o realitate ca să nu moară. Exact. Și atunci eu am credința, cred în această forță a unui fenomen religios pe care nu trebuie neapărat să ne-l definim științific permanent. Bineînțeles, biserica și are rolul ei și fiecare dintre noi o știm aceasta. Noi trebuie să rămânem în biserică. Noi trebuie să rămânem în credință și fapte bune. Trebuie să fim oameni ai bisericii. Aceasta este lucru fundamental. Însă după aceea vedem că de fapt în fiecare parohie, peste tot, fiecare credincios în momentul în care vine să se spovedească, vine cu problemele lui de astăzi. Firește. Și atunci preotul paroh, preotul duhovnicul, răspunde la problemele omului de astăzi. Când am spus că, această credința noastră vie despre care vorbiți se adecvează la o realitate, nu înseamnă că vorbim de o modificare a ei. Înseamnă a deschide ochii aceia ai minții și ai credinței despre care vorbiți într-un foarte frumos eseu asupra lumii de astăzi. Da. Pentru a traduce omului de azi mesajul lui Hristos mereu actual, revelația nu se învechește, religiosul nu se demodează, pentru că e parte din structura conștiinței noastre, cum spune Eliade. Așadar, e foarte importantă ideea actualității și actualizării permanente a mesajului creștin. E pledoaria pe care o faceți în această carte. Da, și în același timp, fără să ne străduim prea mult, cred că asta iarăși este de fapt o poveste care nu aduce foarte mult, adică să elaborăm sisteme teoretice. Da. Adică să încercăm cum există asta. Deci asta a fost mare greșeală în Germania, că au încercat să găsească o teorie prin care omul modern poate să fie din nou câștigat pentru credință. Sunt oameni foarte înțelepți care scriu tomuri întregi, bisericile sunt goale. Nu. Adică important barometru, momentul de modernitate apare în biserică. Ce mai atinge inima omului de azi? Exact. E întrebarea. Da. Și cum facem să atingem această inimă de azi cu cuvintele lui Hristos pe care el poate nu le mai înțelege? Pentru că trăim într-o lume secularizată în care oamenii nu mai citesc Scriptura. Ce e de făcut? E o întrebare pe care foarte veche. Nu cred că eu sunt cel care poate să răspundă 100%, însă să nu uităm pe Dumnezeu drăguțul, adică să nu... Să nu scoatem din ecuație. Să nu scoatem, adică să-l lăsăm într-adevăr să fie așa cum a fost întotdeauna, adică să ne apropiem de toți cei pe care îi cunoaștem și pe care dorim să-i avem în biserică, întâi și întâi cu inima. Și evident, astăzi este important angajamentul social, toate acțiunile pe care biserica le face și le face cu atâta succes, fiindcă de fapt în spațiul acesta media actual, mai degrabă se vorbește despre ceea ce biserica nu are, deci, să zicem, de mici insuccese, însă nu se vorbește niciodată de marile succese. Însă marile succese există. Și cred că marile succese sunt, evident, spațiul social, evident, spațiul cultural, însă în același timp relația directă. Adică, într-adevăr, un preot care este și prieten sigur cu toți cei care vin în biserică. Aveți un eseu dedicat preotului și funcției lui extraordinare, mereu actuale, aceea de a mijloci accesul
laicilor, da, al mirenilor, la trupul și sângele lui Hristos. Exact. Evident, tainele bisericii nu pot fi mijlocite decât prin cei pe care Hristos însuși i-a orientat spre această slujire. Mi-a plăcut cum descrieți dumneavoastră această stare a ochilor minții deschiși spre lume și spuneți că definim ochii minții ca formă prin care percepem ceea ce este dumnezeiesc, prezent în realitate, fără a fi o utopie. E o stare care, fără a fi o utopie, este greu de atins, fiind răsplata dată celor vrednici. Nu întâmplător ochii sfinților din icoane sunt mai mari. Ei captează mai multă lumină din lumina lui Hristos și pot să o facă. Și încheiat spunând, știm că ochii minții văd prin ochii trupești, privind însă altfel ceea ce vedem de obicei. Mi se pare extraordinară această observație, să ne gândim la faptul că nu avem doar ochi trupești, că Hristos vorbește și despre ochii aceia care văd, ochii credinței cu care vedem pe aproapele nostru în nuditatea nevoii și suferinței sale. E foarte important așadar să deschidem larg ochii. Este foarte important să învățăm să ne uităm. Da. Să vedem cu ochii, fiindcă, de fapt, ceea ce vedem este de multe ori deșertăciune, o aparență. Tot ceea ce ne apare în fața ochilor ar trebui să fie trecut printr-un foarte atent proces de conștiință. Adică, până și când ne uităm, să încercăm să descoperim acel moment în care, într-adevăr, ceea ce vedem ne este cu adevărat folositor. Sau, în orice caz, nu, bineînțeles, nu avem dreptul să excludem ceea ce vedem și nu ne place. Însă, ceea ce vedem și nu ne place, trebuie să știm să o combatem prin ajutor, de asemenea, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și atunci, aici intervine întâi rugăciunea, fără discuție. Adică, dacă suntem puși în fața unor situații care sunt neplăcute, din toate vedem ceva ce nu ne convine, cred că primul reflex ar fi acela să ne rugăm Domnului să ne dea puterea și să ne dea stăruința ca noi să depășim această experiență și a încerca eventual să găsim o ieșire din aceste experiențe care sunt nefericite. Viața în sine nu este ușoară, însă putem noi să ne facem ușoară și Dumnezeu ne ajută să ne facem ușoară. Nu este ușoară, ea include și suferință, dar și fericire, da, și lumină și întuneric, și păcat și virtute, și cădere și ridicare. E foarte important însă ca termenul ultim mereu să aibă legătură cu ridicarea și cu Dumnezeu. Să urmăm exemplul, da, sfinților, fiindcă, sigur, de fapt, acesta este rolul lor în ultimă instanță. Adică ei ne dovedesc că avem în noi o putere, noi nu avem puterea lor, însă ei ne dovedesc că se poate. Deci Sfântul este Cel care reușește. Și atunci noi putem să zicem, da, ne rugăm Sfinților să se roage împreună cu noi. Însă în același timp trebuie să ne fie un exemplu în exact această acțiune de a concepe tot ceea ce este în jurul nostru, în mediul nostru înconjurător. Vorbiți chiar despre vocația sfințeniei. Exact. Într-unul dintre eseuri. Da. Avem toți vocația sfințeniei? Cu ajutorul lui Dumnezeu, da. Însă trebuie să stăruim și trebuie să întreznim. Aici este diferența. Adică ei, sămânța bună a lui Iisus Hristos este în fiecare dintre noi. Și de aceea trebuie să ne respectăm. Fiecare dintre noi este într-adevăr omul lui Iisus Hristos. Fiecare dintre noi poate să fie sfânt la diferitele nivele, bineînțeles. Însă, să o vrem. Să o vrem. Nu prea vrem. Apropo de ce vrem și ce nu vrem, apare marea problemă și temă a nevoinței, adică a tăierii propriei tale voi egoiste și a lăsării tale prin actul de credință în palma lui Dumnezeu, care știe ce e mai bine pentru tine, cum spune și Sfântul Pavel undeva, toate lucrurile conlucrează pentru binele tău și pentru bine în general,
Există și o conspirație a binelui providențial, nu doar a răului, pe care o văd unii peste tot, ca să zic așa. Din fericire. Domnule Ionescu, nu pot decât să vă felicit pentru apariția acestei cărți. O recomand din toată inima. Mulțumesc frumos. Și îmi place să citesc un gând al domnului Teodor Baconski, care semnează prefața strălucită a acestei cărți. Spune domnia sa că eseurile din volumul care vede acum lumina tiparului îmi evocă faimoasa definiție a creștinilor din Epistola către Diognet. Creștinii sunt oameni ai paradoxului viu, străini de lume și totuși suflet al ei. Ați reușit prin aceste eseuri să dovediți că exact așa stau lucrurile. Sunteți sau încercați să fiți un om care să ia distanță de superficialitatea foarte multiplă, seducătoare a lumii și în același timp și prin dumneavoastră și noi toți, încercând să fim atenți la ce spuneți, să rămânem totuși sufletul lumii, sarea lumii, de fapt. Ce frumos ar fi dacă am reușit. Să ne ajute Dumnezeu să reușim. Să fie o utopie în sensul curat al cuvântului. Să reușim fie și puțin și cred că nu e o utopie. Spuneți că dumneavoastră nu acceptați ideea că o viață axată pe rugăciune este o utopie, deci nu este. Întrucât dacă Hristos ne îndeamnă să facem ceva, e sigur că nu ne îndeamnă spre ceva utopic. Nu, însă și expresia când spui să sperăm că va fi așa, pronunț de fapt o sentință care poate să fie înțelesă utopic. Însă poți, dar și aici să transformi ceea ce este neclar cu ajutorul lui Dumnezeu într-o claritate evidentă care să te ajute. O claritate de tip moral. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ionescu, și vă felicit. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați urmărit acest dialog și vă invit să căutați și să cumpărați pentru a o citi cartea domnului Dumitru Horia Ionescu, Sub paza lui Dumnezeu drăguțul. E o carte care realmente vă va face bine. Pe curând!